Aquatim anunță lucrări la rețeaua de distribuție, astfel încât apa va avea o presiune scăzută sau chiar va fi oprită după cum urmează. Miercuri 8 mai, între orele 00:21, se va executa o conectare de conducte la intersecția Căii Bogdăneștilor cu Strada Dunărea. Lucrările fac parte din proiectul de amenajare a pasajului solventul și de modernizare a Căii Bogdăneștilor, iar pe durata lor presiunea va fi scăzută în zona Dâmbovița și Freidorf. În perioada 8 10 mai zilnic, între orele 9-17. În Libling se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească Apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată, transmit reprezentanții Aquatim.